Pentru a face față problemelor cu care se confruntă, sunt elevi care aleg să meargă la psiholog. Prin intermediul consilierii psihologice, adolescenții au posibilitatea de a-și deschide sufletul, de a spune ceea ce îi neliniștește, ceea ce îi sperie, ceea ce își doresc să facă în viitor, dar și multe lucruri pe care ei înșiși nu le pot înțelege. În primul și în primul rând, adolescenții vor să fie înțeleși, atât de părinți, cât și de prieteni, cât și de profesori, și de toți cei din jurul lor. Trec printr-o perioadă în care simt că nu se mai pot face înțeleși, simt nevoia să iasă în evidență unii dintre ei, simt că prietenii nu le mai sunt aproape. Pe lângă partea de consiliere educațională, psihologul se ocupă și de partea de orientare școlară și profesională. În plus, în cabinetul acestuia ajung și anumite cazuri mai speciale. Acum mai sunt și cazurile speciale, când au un deces în familie, când se simt marginalizați, când, eu știu, trec printr-o depresie sau au trac, au stres, au... sunt tot felul de cazuri. Mai sunt și copiii care au părinții plecați în străinătate și au nevoie de un suport, atât afectiv cât și... Pur și simplu trebuie să fie acolo pentru ei, au nevoie de un sfat al unui adult. Lunar, aproximativ 30 de elevi de la Colegiul Național Radu Greceanu trec pragul cabinetului de psihologie. De pe urma consilierii psihologice nu beneficiază doar adolescentul, ci și părintele acestuia. Acestora li se facilitează o mai bună relaționare, dar și o mai bună funcționare a familiei.